Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru Părinți. Alături de mine a revenit doamna Carmen Anghelescu, care este psihoterapeut la centrul Step by Step, și astăzi vom discuta idei practice de timp de calitate cu copilul preșcolar. Adică vorbim despre categoria de vârstă 3-6 ani și vedem cum putem să transformăm acest timp în calitate, fie că vorbim despre masă, igienă, transport, teme, cumpărături, uitatul la televizor și câte și mai câte. Bună ziua și bine ați revenit! Bine v-am găsit și eu, mă bucură că suntem din nou împreună. Știți, între 3 și 6 ani e o perioadă excepțională pentru fiecare, pentru fiecare copil și pentru fiecare părinte. Sigur că copilul deja începe să meargă într-un sistem de educație organizat, merge la grădiniță unde învață multe lucruri. În grădinițele din România există un plan, un curriculum național cu tot ceea ce trebuie să cunoască un copil pe toate tipurile de comportamente, de comunicare, de cunoaștere, de auto-îngrijire și de a-și forma deprinderile de autoservire, de a deveni din ce în ce mai autonom și mai independent. Sigur că nu grădinița acoperă tot ce are nevoie de relație, de cunoaștere, de a ști ce este în jur, și părinții trebuie să fie în aceeași notă pentru această vârstă, de a oferi cât mai multe experiențe, de a petrece timpul de la cel din gospodărie, de zi cu zi, pornind de la curățenie și igienizare cu substanțele și tot cunoscute și explicate că sunt toxice și care e bine să fie bine puse deoparte și chiar încuiate, dar copilul trebuie să știe că sunt toxice, fără să-l lăsăm să și guste, da? Să știm că trebuie să, ca să facem mâncare, trebuie să ne facem un meniu, să facem o listă de cumpărături. Este important această listă de cumpărături ca să ordonăm și să organizăm când mergem la cumpărături și să evităm situațiile neplăcute. Să evităm situațiile în care copiii își doresc tot ce este pe rafturi. Deci noi trebuie să prevenim lucrul ăsta și să explicăm cum și ce fel. Noi cumpărăm ceea ce vrem să facem. Putem stabili împreună un meniu, putem să stabilim împreună de ce avem nevoie pentru a pregăti masa împreună și să încercăm împreună cu toți, mama, tata și copilul, să venim acasă în bucătărie și fiecare să facă câte ceva. Asta e dintr-o dată un timp cât se poate de util, din care copilul achiziționează așa de multe lucruri, inclusiv relațiile emoționale și de satisfacție, că a terminat și pune în farfurie ceva la care a participat și el. Să nu uităm că putem merge la plimbare și putem să începem să arătăm strada, orașul, cu ce are el fiecare oraș mai interesant sau ce avem în vecinătate deosebit, să începem să învățăm că sunt magazine unde sunt cărți, cărți care se numesc librării, și că acolo cumpărăm cărți. Sau la tipografii și mai frumos. Da, nu știu dacă părinții, doar dacă sunt direct. De obicei grădinițele fac tot felul știu, de activități. Dar acum ai foarte mult acces ca și părinte. Sigur, adică poți să faci tot felul de lucruri. Poți să mergi în schimb la muzeu și dacă la început stăm să... Cel mai important însă pentru orice fel de activitate e să pregătim copilul pentru acest lucru. Lucru valabil pentru orice vârstă a copilului. Așa este, și vreau să întrebi. Copilul nu este un atașament al meu pe care îl duc ca într-un e-mail și pun un ataș. Copilul trebuie să știe ce se va întâmpla, minimal să explic câteva repere ca să știe cum să-și organizeze în mintea lui ce se va întâmpla. Noi am avut cu Sofia, când era mai micuță, nu pot să le numesc probleme, că nu era situația chiar atât de gravă, însă la drum lung, evident, își pierdea răbdarea. Întotdeauna i-am explicat când urma să plecăm la un drum lung, dar acum parcă, fiindcă a fost această educație, să spun, și mereu am pregătit-o, am observat cum de la an la an lucrurile s-au mai așezat. Îmi dau seama dacă a crescut ea și are mai multă răbdare, sau exact cum spunea și dumneavoastră, deja copilul începe în mintea lui să-și poziționeze anumite să-și informații. Organizeze exact propria lui răbdare, da? Deci asta este, vă spun, foarte important și care trebuie făcut și bebelușului mic. Acum te schimb.
Da? Acum te schimb. După ce te schimb, mergem să mănânci. Acum mergem la muzeu. Ce e muzeu? Acolo sunt tablouri. Cum sunt fotografiile, numai că sunt... Deci trebuie să-i explic un pic copilului și sigur, la prima oară când mergi într-un muzeu de artă, poate că nu trebuie să stăm decât un timp limitat, ci câteva tablouri. Cel mai bine e să vedem tablourile, adică copilul, asta e bine și pentru părinți când fac lucrul ăsta. Să, unde merg, ce fel de expoziție e, ce tablouri sunt, uite, vor fi cam acestea, dacă le găsesc sau am reproduceri și o să mergem să vedem și să explicăm ce este un tablou, așa cum trebuie să-i explic și când îi citesc o poveste. A citi o poveste unui copil diferă de la felul în care îi citesc când are 3 ani și când are 6 ani. Așa este. Vă mulțumesc foarte mult, fiindcă ați fost alături de noi și sunt ferm convinsă că o să ajute, această informație o să ajute foarte mulți părinți, pentru că, da, tot ceea ce facem contează, dar trebuie să fim conștienți de lucrurile astea noi, ca să ne ajutăm proprii noștri copii și să crească niște adulți frumoși și sănătoși. Vă mulțumesc foarte frumos, doamna Anghelescu, și cu mare drag, când aveți timp și dispoziție, cu drag și eu. Aici vă aștept la Meditații pentru Părinți. Cu tot dragul.